avem onoarea și bucuria să-l avem ca și invitat la librăria Luceafărul și la Sigetul Marmației pe domnul Mircea Carp, renumit și important jurnalist român, om de cultură, care ani de zile ne-a bucurat cu informații importante, cu opinii importante în perioada comunistă. Este invitat ca în fiecare an la Muzeul Memorial Sighet, la Școala de Vară, organizată de Fundația Academia Civică și de doamna Ana Blandiana. Bine ați venit, domnule Mircea Carp! Vă mulțumesc, și pentru mine am onoarea să fiu aici. Așa cum ați spus, am fost 44 de ani la microfonul Vocei Americii, am fost tot împreună mai târziu la microfonul Europei Libere. Cred că la un moment dat eram decanul comentatorilor în limba română la posturile de radio din străinătate care transmiteau în limba română. Mă bucur să fiu aici, de altfel în această librărie, acum nu știu câți ani, 15 ani sau așa, când a fost lansată prima mea carte, Vocea Americii în România, întâi natural la București și pe urmă la Iași, orașul meu sau orașul familiei mele, că eu m-am născut, o să aflați mai târziu, așa, și printre diferitele lansări am lansat cartea chiar și în librăria Luceafărul din Sighet. Mi-aduc aminte cu mare plăcere, în prezența, să nu uităm, în prezența lui Adrian Marino, da. Așa, Dumnezeu să-l ierte. Am citit poziția dumneavoastră recentă și un interviu vis-a-vis de Adrian Marino, în care îl reconsiderați, o să ne spuneți câteva cuvinte, și în prezența unuia din importanții sponsori ai memorialului de la Sighet, Mihai Cârciog, Mișu Cârciog, care a fost prezent la librărie și a vorbit la lansarea cărții noastre. Dumnezeu să-l ierte. Și pe Mihai Cârciog, fondatorul, dacă bine mi-aduc aminte, nu? Și a evenimentului zilei. Nu știu dacă este aceeași. Nu știu, da, îmi pare rău, n-am fost la lecție. Da. V-ați născut în 1923 la Gherla. Da. Inima Transilvaniei, simbol a mișcării românești, citadelă greco-catolică și armenească. Exact. Da. M-am născut acolo, deși familia mea toată vine din Moldova, de la Iași, dar tatăl meu, care a fost ofițer în armata română în primul război mondial, după aceea a fost comandantul unei divizion de cavalerie la Gherla. Așa că, datorită acestei situații, îmi datoresc la rândul meu nașterea în orașul Gherla, dar pe care în acest oraș am trăit numai 6 luni de zile, pe urmă tata a fost mutat la Chișinău și nu am mai revăzut Gherla decât în octombrie 1944. Făceam parte dintr-o unitate specială, un detașament blindat colonel Matei, pus la dispoziția Armatei 4. Asta înseamnă că eram folosiți în diferite ocazii, la diferite unități, unde era nevoie de sprijin de tancuri. Și așa am ajuns la Apahidantri, venind de jos, Jibău, toate localitățile mi le mai amintesc, și am ajuns la Apahida și 2 zile mai târziu, după ce ne-am refăcut, am primit ordin de marș pe direcția Gherla-Dej. Nu mi-a venit să cred că voi fi printre cei care... Eliberatorii orașului meu în care mă născuse. Și pe mult mai târziu, de câte ori am venit, eu m-am lansat cartea și aici la Cluj, adică acolo la Cluj, la librăria, la biblioteca universității. Și de câte ori veneam în regiune, la Cluj, totdeauna mă duceam, mai ales cu prietenul meu, cu Marino, la Gherla să văd... Am să sar peste episodul pe care, într-un interviu recent, l-ați prezentat cu fuga după 48 exact, în Occident. Da. Se poate găsi și meritorie intervenția și interviul ce l-ați dat în Germania unui jurnalist și a sărit ca să duc ca și o continuare
a istoriei dumneavoastră, a biografiei noastre, Statele Unite, prima mare haltă după România vieții, dacă, bineînțeles, sărim peste Austria. Austria a fost o etapă de vreo 3 ani, 3 ani jumătate, în care și m-am căsătorit prima oară. Soția mea de atunci a murit la câțiva ani, 7 ani după ce s-a născut băiatul nostru, Mihai. Fac o mică paranteză, astăzi are 47 de ani și face parte din personalul civil de la NATO, de la Bruxelles. Da, personalul civil, deci nu personalul militar. Și după aceea, 3 ani jumătate, am plecat în America. Am fost într-un fel chemat, am primit o viză specială, nu numai eu, vreo 2 persoane care aveam un oarecare trecut. Am ajuns în America, dorința mea era să colaborez cu exilul de acolo, ceea ce am și făcut-o, generalul Rădescu, Comitetul Național Român și așa mai departe. Dar am fost recrutat de Vocea Americii și m-am transferat pe urmă la Washington. Am fost recrutat ca simplu crainic și m-am ridicat de la crainic până la postul de șef al Serviciului Românesc al Vocii Americii. În această perioadă am avut posibilitatea să pe lângă știrile și programele politice, am colindat prin America să vizitez comunitățile americanilor de origine română. Chicago, Cleveland. Cleveland, Pittsburgh și așa mai departe. Oameni care m-au impresionat special, urmașii primilor români care au venit în America și din regiune de aici, Transilvania, în primul rând, Satul Mare, Munții Făgăraș, adică sau regiunea Făgărașului. Erau în perioada interbelică renumiți ciobanii români din statul Montana, din și care au venit la sfârșitul veacului acela, în anii 1907 înainte, cum se spunea, să facă $1,000 și banii de întors acasă, drumul de întors acasă. Unii s-au întors, alții au zis mai bine mai stăm încă o dată, să vedem dacă nu putem câștiga mai mult. Și la a treia încercare sufletească de a se reîntoarce în țară, au hotărât să rămână acolo și au fost un element extrem de constructiv pentru comunitatea românească, dar și, de exemplu, pentru Unirea cea Mare din 1918, când românii transilvaneni au jucat un rol foarte important pe lângă Casa Albă, pe lângă președintele Wilson de atunci, care, cum știți, a dat faimoasele declarații wilsoniene, care au ajutat țara noastră să-și vadă unirea. Ce a însemnat pentru dumneavoastră de la militar, o carieră de militar, o carieră jurnalistică și ce a însemnat Vocea Americii pentru dumneavoastră, pentru sufletul și acum văzând retrospectiv? Bine, trecerea, eu am luptat și pe frontul de est și pe frontul de vest, am fost rănit, am fost decorat și am fost dat afară din armată, pentru că nu eram de acord cu politica guvernului fără neam și Dumnezeu. Și m-am trezit pe urmă la închisoare în timpul procesului marului om de stat Iuri Maniu, neavându-se probe împotriva mea pentru anumite chestiuni, am fost eliberat și cu prima ocazie în ianuarie 48 am reușit Ați să plec din țară. Ce va veni? Intuit, dar în același timp am fost și oarecum trimis de o serie de români din România care vroiau să intru în legătură cu exilul românesc. Mă rog, e o poveste mai lungă, o găsiți în carte și o să o găsiți în cartea care o pregătesc să scriu, care o să apară probabil încă iarna aceasta. Am venit în America și a trebuit să-mi câștig existența. Și am fost recrutat la Vocea Americii, crainic ocazional. Adică freelancer, cum se cheamă în englezește, care eram chemat în studio când era nevoie și eram plătit. Cum găseați știrile? Cum vi le formați? Știrile internaționale și naționale veneau gata, făcute pe ticker, cum se chema în englezește, făcute de redacția centrală a Vocii Americii, care avea 37 de servicii de diferite limbi. Celelalte programe le făceam noi. Revista presei, trebuia să fim foarte atenți,
ca să dăm toate punctele de vedere sau punctele de vedere principale, adică să nu ne axăm pe eventuale simpatii ale noastre, să spunem pentru președintele Nixon sau președintele Kennedy sau nu, și asta nu era treaba noastră. Treaba noastră era să facem o oglindă a presei americane asupra diferitelor subiecte. Aveam și un comentariu zilnic pe care îl scriam eu personal. Uneori veneau însă anumite instrucțiuni de la Departamentul de Stat când era vorba de anumite momente internaționale, când trebuia să prezentăm punctul de vedere al guvernului american. Ce scriam mai târziu noi în raport cu lucrul ăsta era altă chestiune, dar primul editorial trebuia să fie un editorial care să oglindească poziția guvernului. În anii 70 am venit în România împreună cu președinții Statelor Unite, Richard Nixon și Gerald Ford. Am venit cu amândoi, da. Ce înseamnă să fii alături de... Acest președinte, sunt convins că în avion ați avut poate... N-am fost cu ei în avion, dar spun cum... Eram în vara lui 69, eram la mare, împreună cu soția mea și cu băiețelul, când, întorcându-ne de la plajă, am găsit un mesaj că m-au căutat o anumită persoană de la Departamentul de Stat, pe care o cunoșteam, aveam legături de politică și radio, că... Zic, și caută ăștia cu mine să-mi deranjeze vacanța, dar am zis ceva important, probabil că se întâmplă, totuși ca să fiu rechemat la Washington. L-am chemat seara la telefon, primul lucru care m-a întrebat a fost dacă stau în picioare sau stau jos. Și am spus că sunt în picioare și atunci stai jos. Deja am mirosit că ceva mare se întâmplă, pentru mine mare. Și în adevăr a spus the boss, bossul, cum era numit el în cercuri, în mod intim, ce pleacă în România. A, bun, atunci o să mă întorc cât mai repede să preiau serviciul, eram șeful serviciului române. Nu, tu dai să te întorci numai atât, pentru că tu ai să te pregătești și pleci cu președintele în țară. Cum eu fusesem după fuga mea din România și condamnat, eram pe listă neagră, zic, da, dar am nevoie să merg cu pașaport diplomatic. Zice, nu se poate, pentru că nu ești diplomat. Nu erați cetățean american. Eram cetățean american, dar nu eram diplomat. Deci nu. Dar vei primi pașaport, da, pașaport de serviciu și fiind în suita președintelui, ești cu oarecare siguranță. Da? Am constatat și de la ambasada americană și de la Ministerul de Externe Român că sigur nu erau să se încurce relațiile româno-americane, care atunci luau un avânt nou, să se încurce, cum spune Eminescu, de un ciot, ciotul fiind eu. Dar nici nu aveam de nicăieri nicio siguranță că mă întorc de afară. Oricând puteam să fiu găsit mort la Iași și să spună, dar ce căuta la Iași, noi nu puteam să-l păzi. Nu s-a întâmplat nimic. Am venit, am asistat la primirea aia tumultoasă, un milion de români care au ieșit în întâmpinarea lui Nixon. Pe urmă m-am întors la Washington, am scris un comentariu, de data aceea, toate comentariile mele de la București erau reportaje, nu intram în politică, dar când m-am întors povestea la Washington, despre viața socială și care era situația și întâlnirile între cei doi președinți. Deci, la nivel numai, de protocol. Numai când m-am întors în America, atunci mi-am scris reportajul meu, care am făcut vâlvă, în care am povestit tot ce am văzut în România. Cu alți ochi și rei. Exact. Da, și prezentat dincolo de uzanțele diplomatice, care, practic, cred că un mare interes a avut pentru americani. Puteați devola regia. Da. Care... Și în același timp, dar și asta, foarte obiectiv, adică nu eram un comentator, cum mai târziu am fost la Europa Liberă, unde puteam altfel să prezint situația. Opinia proprie. La Vocea Americii, totuși, trebuiam să fim... Nu pentru că aveam instrucțiuni, pentru că nu aveam, dar eram conștienți că, într-un fel, eram și vocea guvernului, vocea poporului american, deci acolo nu mă puteam deda la o tiradă împotriva unui șef de stat cu care șeful statului american avea relații. Ăsta a fost începutul, pofta de mâncare vine mâncând. Mâncând, m-am dus pe urmă cu ministrul de externe american, Roger, pe urmă cu președintele Ford, pe urmă, am început să mă duc și singur în România, tot așa cu pașaport special, și am fost de 14 ori în România în total, în care de fiecare dată am avut ocazii să văd situații, să văd oameni
totdeauna legate sau aproape întotdeauna de relațiile româno-americane. Adică nu am dus niciodată să discut chestiunea colhozurilor din România sau astea nu intrau în ca o paranteză, vă spun, un sighetean celebru, laureat al premiului Nobel, avem aici cu cartea dânsului Elie Wiesel, da, la îndemână, noaptea, a fost un confident al președintelui Kennedy și al președintele Ronald Reagan și în administrația, da, în administrația Clinton. Da. Deci, român de, din câte interesat, din Siget, așa, care a avut un cuvânt sigur important de spus în relațiile și Elie Wiesel. Cred că el însă, cu toată, tot respectul, era mai puțin obiectiv pentru că îi permitea situația, îi permitea toate, decât de am fost eu sau alte câteva personalități care vedeam lucrurile mult mai oficial. Anumite lucruri. Oficial. Dumneavoastră apărați România, Elie Wiesel apăra pe evrei și problema evrească, chestiunea evrească. Care era dreptul lui. Dreptul lui și și-a asumat și a reușit și dovadă că a fost recompensat. Un alt sighetan. Domnule Mircea Carp, ce înseamnă datorie față de țară? Cred că ați trăit... Cred că datorie față de țară înseamnă, în primul rând, să te naști cu acest sentiment. Poate că ai să spui ridicol cum o să te naști la 0 ani cu acest... Nu, dar te naști într-o casă, într-o familie, în oameni, rude de aproape și părinții cu cei 7 ani de acasă din alte motive și așa. Îți insuflă un sentiment față de comună în care te-ai născut, față de familia din care vii, față de anumite momente, te învață să citești pe vremuri când eram eu copil, lăsând deoparte un creangă sau... Dar povestea neamului nostru, a lui Constantin Ispirescu, de exemplu, de unde trăgeai niște învățăminte că cei dinaintea ta au fost oameni care au făcut ceva s-au pentru dedicat această comunitate în care tu trăiești acum. Și atunci, vrând nevrând, absorbi ceva și, pe urmă, este datoria ta, într-un fel, este datoria ta să faci să crească acest sentiment. Poți să devii ofițer sau soldat, nu? Poți să devii arhitect, poți să devii muzician, orice o fi, atâta vreme cât în afară de interesul tău personal, care e foarte bine că există, dar poate nu zici, dom'le, dar eu dacă sunt un foarte bun violonist, ajung să cânt în străinătate și poate numele de români, numele poate chiar al rudelor mele, adică la un moment dat îți însuflă ceva. Locul ăsta de unde vii. Și nu trebuie să fie neapărat numai țara, trebuie să fie și comunitatea din care ești, sau satul, sau orașul. 1978, fuga lui Pacepa din România, în Statele Unite. Erați în Statele Unite? Eu nu eram în Germania atunci când a fugit el. Da. Cum o percepeți? Putem spune Pacepa și-a făcut, cum ați comentat, datorie față de țară? Eu n-aș merge așa de departe. Și-a făcut, el a fost tot timpul în serviciu de acolo, al securității române, dar a făcut un pas foarte important, poate că l-a făcut din interes personal, poate că l-a făcut din interes sau din sentiment național, nu pot să-l judec, că nu știu ce era în sufletul, pot să gândesc numai văzută situația din afară. În orice caz, ce a făcut el și informațiile pe care le-a dat, au fost de un folos foarte, foarte mare pentru securitatea americană. Erați la Europa Liberă când ați citit prima dată Orizontul Roșii. O noutate, o surpriză, un șoc, va credeați că va cutremura sistemul sau va... Nu, dar în orice caz a dat informații care sigur că au fost... cercetate și scrutinizate și tot ce vrei până la ultima picătură. Deci, o carte credibilă, o informație credibilă. Parte din ea, care puteau să fie verificate de cititori ca mine, din afară. Sunt convins că Serviciul Secret American, CIA-ul, a furicat cartea și declarația. De fapt, nu cartea. Cartea este rezultatul declarațiilor pe care le-a făcut și informațiilor pe care le-a dat. Eu cred că au fost informații multe care au folosit serviciului de informații american fie spre verificare,
nu erau unele din informațiile lui Pacepa, nu erau o noutate. Da. Dar au putut să fie verificate. A fost confirmate. Confirmate. A fost informații care apăreau pentru prima oară și care au fost confirmate sau nu de serviciul de secret american. Dar era o bogăție de material. Eu, de exemplu, acolo am găsit o confirmare. Noi am avut la München, unde era biserica greco-catolică și în vremea aia era singura biserică din München românească, a murit într-un accident de automobil foarte curios, suspect preotul nostru de acolo, părintele Zăpârțan, Vasile Zăpârțan, foarte iubit, foarte anticomunist și așa mai departe. Noi toți am bănuit că a murit într-un accident provocat de securitate. În cartea lui Pacepa am avut confirmare. Dacă minte Pacepa, atunci minte și Pacepa. Dar noi am avut oricum confirmarea în acea carte că ceea ce am gândit noi este adevărat. El vorbește de acest incident. A fost prezent în același timp și la vizita lui Brejnev în România. Da. Cum ați văzut ca și cetățean american, veneați dintr-o democrație solidă? Cum ați comenta acum acea vizită? A trebuit, că asta era însărcinarea mea, a trebuit să comentez vizita referindu-mă la ceea ce vedeam și ceea ce auzeam. Pentru Europa Liberă sau pentru Vocea Americii? Pentru Vocea Americii. Eu toate reportajele care le-am făcut în țară era pe vremea când eram la Vocea Americii, deci aveam posibilitatea să vin. Când am fost trecut dincolo la Europa Liberă, s-a închis robinetul natural, că Europa Liberă n-avea permis. Da, nici americanii nu-l lăsau, dar nici românii nu dădeau viză. Bun, a fost o vizită care, din punct de vedere jurnalistic, n-a însemnat mare lucru, pentru că noi nu reușeam să avem exact informații ce se întâmpla în spatele cortinei de fier. Dar l-ați văzut efectiv? Pe... Am văzut sigur că da. Mai mult decât asta, și am comentat într-unul din reportajele mele, Brejnev a vrut, cum s-a întâmplat cu toți oaspeții din Europa de răsărit, a vrut să ducă și depună câte o coroană de flori la mormântul soldatului român, la mormântul soldatului sovietic, monumentul lui Lenin. Și uite că nu-mi vine acum repede ceva, probabil victimele socialismului sau ceva în genul. Da. Și toate lucrurile astea trebuiau să se desfășoare repede, pentru că protocolul trebuia să fie. Și mi-aduc aminte că alergam cu mașinile puse de la dispoziție de Departamentul de Stat, Ministerul de Externe Român, de la un loc la altul, încercând să ne ținem de coloana oficială, care sigur că avea deschis drumul de către milițieni, pe când la noi trebuia mai mult să ne fofilăm ca să fim totuși prezenți, ziariștii vorbesc, nu numai eu, că erau ziariști americani, francezi, așa, să fim cel puțin înaintea lui la locul potrivit ca să putem face reportajul. Că dacă soseam odată cu el sau după, îl pierdeam imediat, că el depunea coroana și pleca jertba de flori. Dar mare lucru atunci, important a fost faptul că pentru prima oară România reintra într-un fel în rândurile țărilor socialiste, țărilor cu regimul comunist. Dar altfel nu cred că s-a rezolvat mare lucru. Cum ați găsit Europa Liberă, Occidentul, după întoarcerea din Germania, din Statele Unite? V-ați simțit bine în Europa, mai aproape de casă? Păi ăsta a fost și unul din motivele pentru care m-am întors, știind că, pe de altă parte, îmi sacrific libertatea de a mă duce în România și nu în interese personale, nu m-am dus niciodată, dar în interese de serviciu. Pe când acum, fiind la Europa Liberă, știam că acest robinet s-a întors și nu mă mai pot duce. Dar știam în același timp că sunt mai devreme, mai aproape de România și că, de fapt, că toată activitatea mea se va schimba din a fi șef unui serviciu oficial, Vocea Americii. Acum aici era un post de radio care... Militant. Și ceea ce dincolo la Vocea Americii trebuia să fiu mult mai atent când scriam, nu pentru că n-aș fi avut nevoie, dar pentru că toată... Rigoarea era. Din coace puteam să scriu reportaje, mă rog,
în primul rând, reportaje de bună cuvință, adică nu-mi permiteam la Europa Liberă sau altundeva să fac anumite reportaje la adresa oamenilor din România, chiar care erau membri de partid în conducere, în felul cum se întâmplă astăzi în televiziunea română, când oamenii sunt insultați de sus până jos și îmi închipui că majoritatea dintre ei pe drept. Dar eu cred că nu e locul acestor insulte, la, mai ales când mâine, poimine, te duci și te întâlnești cu președintele Franței sau cu regina Angliei și ești făcut în țară la tine, bagiocorit lângă. Ați așteptat? Sunt lucruri care democratic nu corespund. Ați așteptat? Cum ați intuit evenimentele din decembrie 89? Nu, a luat fost, surprindere? Nu, s-a întâmplat următorul lucru. În primul rând că nu cred că a existat cineva în România sau în afara României, mă refer la români și alte lucruri, care să creadă că vom trăi acest eveniment. În felul acesta, în care nu că îl vom trăi, eliberarea, indiferent sub ce formă, dacă o vor. Toți eram convinși că se va întâmpla, acum vorbesc mai ales de prietenii mei români, de grupurile de români din străinătate, de posturi, toți eram convinși că se va întâmpla, dar în niciun caz nu ne-am închipuit că se va întâmpla mâine sau poimine. Normal a venit faza a doua, când au început să cadă Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, chiar și de, chiar și DDR-ul, nu? Da. Și numai la noi nu se întâmpla nimica. Și atunci am fost chiar într-un fel dezamăgiți, că deși eu mi-am menținut un fel de lozincă, spunându-mi mie, și poate am spus-o chiar și la radio, nu mi-aduc aminte, că cei de pe urmă vor fi cei din tâi, biblic, dar... Da. Și într-o bună zi s-a întâmplat. S-a întâmplat așa cum știm foarte bine. Eu am fost sigur că și eu printre toți colegii mei și compatrioții mei extrem de fericiți că se întâmplă, dar trebuie să recunosc că am recunoscut-o și în diferitele interviuri care le-am dat. Undeva, după câteva zile, mi-am dat seama că ceva nu e în ordine totuși. Deci ați intuit, da, o perestroică, o... Că ceva nu-i... De-aia eu nu vorbesc niciodată de revoluție, nu vorbesc niciodată de eliberare, nu vorbesc... Eu vorbesc de evenimentele din decembrie. Pentru că unii spun că a fost lovitură de stat, alții, da, spun că a fost revoluție, fiecare în felul interpretează... lui poate are dreptate, dar eu, neavând dovezile mele și ca ziarist, mi-am găsit această formulă. Vorbeam cu domnul Rachelian, tocmai care a fost aici la Sighet, acum două zile, și a spus, da, și ăsta e un fel de a privi lucrurile. El e mai mult de părerea că a fost o revoluție și foarte bine. Sigur că a fost o revoluție, nimeni nu contestă că n-a fost o revoluție. Se spune, revoluția, da, a fost, da, până, da, în, da, 22, da, până la ora, până la fuga lui Ceaușescu și după care... Da, bun, mă rog. Sunt diferite teorii, bazate pe adevăruri, dar, și din momentul ăla am fost mult mai precaut și, din păcate, multe lucruri s-au adeverit că... Pentru că suntem într-o librărie, trebuie să ne întoarcem la cărți, da, și cu bucurie vă prezint o carte și vă fac cadou. Mulțumesc. A unui bun prieten de-a dumneavoastră, o cunoștință pe care l-ați apreciat, Radu Mărculescu. Întâmplarea face ieri, alaltă ieri, am prezentat cartea tot pentru Sighet Online, pentru cititorii și Sighet Online. Am ocazia să... Aveți ocazia și avem ocazia să ne spuneți două, trei cuvinte, având în vedere că ați citit și primul volum, da, și chiar ați scris o cronică de, da, de carte. E pentru mine o surpriză. Surprizele sunt neașteptate întotdeauna, dar asta este o surpriză neașteptată de și două ori pentru mine, ca să vorbim de anumite lucruri și mi-a dat să-mi spui despre această carte, care de fapt este o carte, nu e volumul 2, sau, pentru că prima carte care a apărut se cheamă Iluminări și, mă rog, lucruri rele, sau îmi scapă acum cuvântul, în captivitate sovietică. Acolo e vorba de comportamentul și de soarta prizonierilor români, ofițeri, în diferite lagăre sovietice. Cartea așa are meritul că scrie cu o sinceritate teribilă tot ce s-a întâmplat în cei 7 ani de prizonierat. Fiind participant, propria biografie. Și cu multă obiectivitate, dar
cu foarte multă amărăciune împotriva tratamentului pe care l-au aplicat sovieticii prizonierilor de război, dar cu mare admirație pentru comportamentul ofițerilor români prizonieri. Cartea mai are și marele avantaj, după părerea mea, cuprinde declarații sau păreri exprimate de camarazi nemți, de camarazi italieni, chiar și de un ofițer ungur, care și-au exprimat, nu odată în discuțiile cu el și cu alți prizonieri, admirație față de comportamentul ofițerilor români, care în marea lor majoritate au refuzat să aibă orice legătură cu Anna Paukă, trimisă de Stalin ca să recruteze ofițeri pentru faimoasa divizie Tudor Vladimirescu. Ori eu m-am împrietenit cu Radu Mărculescu, Dumnezeu să-l ierte, în care un mic amănunt a cerut în ultimile ore înainte să moară să fie îngropat în picioare. Așa cum el de fapt a stat și ca profesor de limba română la un liceu din București și pormă, adică ofițer de rezervă care și-a făcut datoria ca orice ofițer activ sau de rezervă în Rusia. Eu am scris un reportaj cronic despre cartea lui, dar mai ales despre o anumită ședință de pomină în care arată cum a venit Anna Paukă și cu un grup de ofițeri români, Cambrea și alți câțiva. Noi i-am numit întotdeauna TV, trădători și vânduți. De altfel, în armata română nu s-a găsit niciun singur general sau colonel plin care să fie dispus să preia comanda unei astfel de divizii. Cambrea era doar locotenent colonel și un om de o capacitate militară la școala de război care a îndurerat pe mulți oameni să-l vadă trecând din. Și în această ședință i-a arătat comportamentul, răspunsurile pe care ofițerii români prizonierii dădeau Anei Paukă sau cuiva, de ce ei nu se vor înrola niciodată într-o divizie de felul ăsta. Deși mulți dintre ei au suferit pe urmă rigori foarte mari datorită atitudinii în public pe care au arătat. Cartea a apărut în prima ediție, am avut vreo 4-5 ani, pormă în ediția a doua, unde sunt măgulit și onorat că aici, în carte, pe pagina asta aici, contrapagina se cheamă, are afirmația mea despre cartea aceea. Pătimiri și iluminarii în captivitate sovietică. Ăsta este volumul, cartea a doua, că e o continuare, nu e, poate să stea în picioare cum e, care arată că de momentul în care după 7-8 ani de zile prizonierii români au fost eliberați, când au intrat în Maramureș, că pe aici au fost aduși, da, imediat au fost debarcați și băgați în gulagul românesc, unde a început tragedia de data asta cu torționarii români. Domnule Mircea Carp, după 20 de ani de la Revoluție, mai bine de 20 de ani, venind în fiecare an aproape la Sighet, cum găsiți România și Sighetul? Ce vă spune Sighetul când vă reîntoarceți în el? Văd că, ca să spun așa, își schimbă oarecum fața, față de ceea ce cunosc de atunci. Ne? Văd, eu acum văd de la suprafață, eu nu trăiesc aici, eu stau. Văd o oarecare prosperitate, pot să spun, deși cred că este, pe de altă parte, ca în toată țara românească, o mare criză economică care face pe foarte multă lume să sufere. Dar în momentul în care totuși pot să existe niște magazine, niște prăvălii, știu de la proprietarul Luceafărului că sunt probleme cu librăria, nu direct, dar cu vânzări, dar că e normal. Dar, totuși, această librărie, care mie mi-a plăcut din momentul când am venit prima oară aici acum, 15 ani sau, văd că trăiește. Da, supraviețuiește. Supraviețuiește, bun. Cred că sunt sute de mii de întreprinderi economice în România care supraviețuiesc. Da. Totuși, undeva, eu observ că se merge totuși înainte, cu toate greutățile, cu toate șicanele, cu tot ceea ce vrei. Nenorocirea este, după părerea mea, și asta e singura declarație politică care am să fac, este că clasa politică în România este sub orice nivel. Nu mi-am închipuit că acest popor
care totuși a avut și păcatele, și pe vremea monarhiei, și pe vremea toate țările, toate popoarele. Însă pe vremea aia exista un puternic spirit românesc, mai vorbit la un moment dat de patriotism sau de lucru, pe când astăzi am impresia că toți cei care sunt la putere sau care vor să ajungă la putere nu se gândesc în primul rând decât la ei și mai puțin la popor. Diferență mare de Germania, da? Germania este o democrație după ce a trecut prin toată perioada imperială și perioada nazistă. Este o țară democratică, dar puternic democratică, poate mai democratică decât multe alte țări cu o tradiție democratică mai chiar veche. Chiar Statele Unite? Nu, n-aș spune, că pentru că sunt democrații cu totul diferite. Da. O altă carte care vă fac cadou, apărută la editorul Maris din Baia Mare, da. Un tânăr care așa, un tânăr care a reușit în ultimul timp să scoată o serie de cărți despre istorie foarte bune, să recupereze manuscrisele lui Elie Bufnea. Este vorba de Cruciați, tirani și bandiți în Rusia sovietelor, o istorie adevărată. Și asta e un cadou pentru dumneavoastră și am dorit să, în încheiere, pe lângă celebra dumneavoastră pentru care sunteți în conștiința românilor, sintagmă, să auzim numai de bine. Da, vreau numai să, înainte să spun lucrul ăsta, deși eu am folosit-o și la Vocea Americii și pe mâna Europa Liberă și a devenit așa de populară și am fost întotdeauna mândru de lucrul, nu mi-aparține mie. Este un cuvânt folosit, un salut folosit de români de zeci și sute de ani. Eu însă mi l-am luat și l-am folosit și deodată ceea ce era un lucru normal între oameni să spună, poate să auzim de bine sau ceva, da. Deodată a devenit, cum știm, așa sau în fine, foarte da, bine, mi-aduc a devenit, aminte, eram a devenit copil un când salut care însemna ceva. Adică era mai mult decât numai să auzim sigur, numai era de o speranță, bine, era un îndemn da, în da, vremuri în negura da, da, epocii. Cred că multă lume pornea ca să audă salutul de la sfârșit. În orice caz, eu vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc Matale, îi mulțumesc lui Deni, nu? Daniel. Deni, Daniel. Și, bineînțeles, să auzim numai de bine. Mulțumim.